Un călugăr de la Mănăstirea Nicula și-a văzut moartea cu ochii vineri noaptea pe strada 1 mai din Dej. Se pare că a dormit la volan, a rupt un stâlp de curent și s-a oprit pe plafonul autoturismului în mijlocul șoselei. Călugărul a scăpat ca prin minune, fără nicio zgârietură. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 24 în zona gării din Dej. Călugărul se îndrepta spre Mănăstirea Nicula din județul Cluj, unde sluja. Se pare că a dormit la volan. Autoturismul a rupt un stâlp din beton care susținea firele electrice și a revenit pe șosea răsturnându-se. La fața locului s-au deplasat o ambulanță, un echipaj SMURD și o autospecială de descarcerare. Din fericire, călugărul a ieșit nevătămat din autoturismul distrus. Dacă pățeai tu, ce-am pățit eu? Îți plăcea cineva și o vină să te filmezi? Nu-mi plăcea, dar spune-mi ce s-a întâmplat. Dar nu mai filma. Dar ce s-a întâmplat? Frumos. Dacă pățeai tu, cred că nici ție nu-ți plăcea să te filmezi. Dar ce s-a întâmplat? Te rog frumos să nu mai filmezi. Dar de ce? Dar te rog frumos să nu mai filmezi. Dar ce s-a întâmplat? Pentru că nu-i frumos. Autoturismul era asigurat, dar călugărul va trebui să plătească pentru pagubele provocate la rețeaua electrică.